May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls. Astăzi, în preziua Marii Sărbători creștine, Paștele, am dorit să redeschidem, la nivel simbolic, dacă putem spune, Parcul Municipal, în sensul că în această primăvară, sfârșitul iernii și început de primăvară, am avut multe lucrări de igienizare, de scarificare, de reparații, atât la insule, cât și la împrejmuiri, și la lac,
la fântână arteziană, la locul de joacă, la alei, la bănci. Am căutat să primenim, să păstrăm ceea ce avem, pentru că este un loc de mare atracție. Chiar mai înainte, urcând aici cu dumneavoastră, m-am întâlnit cu o familie, soț, soție și copil, care ne-au felicitat pentru parc, nefiind din Roma. N-au venit în vizită auzind de acest parc. Iată că este o atracție, așa cum a fost pe vremuri, parcul, o mare atracție, în Moldova și nu numai, și dorim foarte mult ca el să se păstreze așa, cu locuri pitorești, cu zone atractive și pentru copiii mici și pentru copiii mai mari și pentru părinți și pentru bunici, toți deopotrivă să se simtă bine în parcul municipal, grădina mare, așa cum a fost numită odată, un loc de relaxare, un loc de divertisment, un loc în care oameni de toate vârstele împreună cu copiii vin pentru a-și oferi câteva clipe de relaxare, câteva clipe de reculegere, de împăcare cu ei înșiși, și ne bucurăm că am putut deschide, bărcile sunt reparate, sunt la chei, cum se spune, copiii și părinții pot veni, bunicii de asemenea, totul este pregătit, încât parcul primește pe oricine, romașcan sau vizitator, cu aceeași deschidere, cu aceeași bunătate, cu aceeași frumusețe pitorească. Le dorim tuturor să se relaxeze cât mai mult, să se simtă cât mai bine, iar rugămintea noastră este să păstreze ceea ce s-a făcut, atât la nivel de curățenie, cât și la nivel de integritate a bunurilor care sunt aici, pentru că toate sunt pentru noi toți. Și atunci toți să ne bucurăm de ele, dar și să le păstrăm. Dacă nu facem ceva în plus, măcar să avem grijă de ele, să le păstrăm și să nu le distrugem. Asta este rugămintea mea. Noi vom fi mereu atenți ca lucrurile să arate mereu foarte bine și oamenii să se simtă foarte bine de tot ceea ce este făcut aici. Sunt modificări de făcut pe viitor, schimbări, îmbunătățiri? Venim mereu cu tot felul de lucruri atractive. Ați văzut și mici trotinete electrice și locuri pentru copii, cum se numește asta, legat tiroliană, legat între copaci. Tot felul de căsuțe care se vor deschide, cu baloane, cu ustensile pentru copii, cu gogoși, cu înghețată, să fie un loc atractiv în care părinții se poată simți bine cu copiii, sucuri, apă, totul să fie pus la punct pentru ca părinții să se poată bucura de bucuria copiilor. Și orice altă idee ne este sugerată, noi o primim cu drag. Și dacă se încadrează în ceea ce avem noi aici, o și punem în practică. It be the shadow.